El răspunde în numele creștinilor adevărați, de pretutindeni și dintotdeauna, sunt un credințat, zice el, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici puterile, nici stăpânirile, nici cele ce au fost, nici cele viitoare, nici puterile înălțimilor, nici cele ale adâncimilor, nici o altă făptură nu ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos. Cred că nu se găsea în dumnezeiasca Scriptură un cuvânt mai potrivit, ales de Sfântul Sinod al Bisericii noastre din dumnezeiasca Scriptură, pentru a fi rostit într-o zi de 16 august, precum această zi, în care aici, în Oltenia și pretutindeni, unde se simte românește și creștinește, se face pomenirea Sfinților Brâncoveni. Un gânditor creștin al veacului trecut, trăitor în Oltenia, spunea că un neam nu lasă în urmă decât ceea ce a cunoscut și trăit din Evanghelie. Nu avem o altă bogăție în neam și în inima creștinului decât iubirea lui Dumnezeu, de care nimeni, nimic și niciodată n-ar trebui să ne despartă ceva. Dacă aruncăm o privire cu sinceritate asupra istoriei neamului nostru, vedem că ceea ce a trecut de focul istoriei nu sunt decât rugăciunile sihaștrilor din pustietățile Carpaților, nașterile de prunci ale mamelor creștine, ctitoriile de biserici și mănăstiri, ctitorii de cărți vechi sau icoane, și momente precum 26 iulie anului 1476, când la Războieni neamul românesc a dat cel mai mult prinos de sânge pentru apărarea țării, sau în Ardeal un 1 decembrie 1918, sau 16 august 1714. Au fost multe clipe frumoase în istoria țării, cum din păcate au fost multe trădări, compromisuri și lașități, când rugăciunea n-a fost atât de intensă, când mamele n-au dat naștere la toți pruncii, când s-au dărâmat titorii puternice sau au fost români, precum Ilieș al Moldovei, care s-a turcit, ca boierii ardeleni, care doritori români și ortodoxi, doritori de mărire și putere, au trecut la catolicism, sau cei care l-au trădat din neamul și din casa lui, pe brâncoveanu care a luat drumul martiriului în cetatea mare lui Constantin. Dar, zic, au fost zile puternice în care parcă s-a sintetizat toată durerea și toată bucuria în cele duhovnicești ale neamului, ca acel extraordinar 16 august 1714. După 25 de ani și ceva de domnie, după ce a ctitorit mănăstiri și biserici, după ce a ajutat Ardealul, care începea să fie încărcat de ceea ce a fost denumit de-a lungul istoriei drama uniației, după ce a ajutat Atosul și întreg Orientul,
în săptămâna mare, înainte de Paști, voivodul Constantin, împreună cu fiii săi, cu întreaga familie, iau drumul Băjeriei. Iar într-o zi de 15 august, când împlinea 60 de ani, de ziua soției sale, îl mărturisește pe Hristos în cetatea mare lui Constantin. Cum să înțelegem această zi? Cred că n-am înțelege mai bine decât tot prin textele Scripturii care au fost citite astăzi la Dumnezeiasca Liturghie. Cel care dorește să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Acest cuvânt nu se poate să nu fi răsunat în inima măritului voievod Constantin în ziua morții sale. Cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui meu celui din ceruri. Și a avut curajul să-L mărturisească pe Domnul Hristos. Sfântul Apostol Pavel se întreabă, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare viața sau moartea? Sau cei puternici sau cei slabi? Puterile întunericului, adâncimii, ale înălțimii, cele de acum sau cele care vor să vină, nimic nu ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos. Într-un fel pe care doar Dumnezeu îl știe și Duhul voievodului Constantin, el a înțeles cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Și-a dat viața pentru Hristos și pentru neam. Rămâne pentru noi, cei de astăzi, această zi, printre puținele sau multele neștiute zile, clipe de excepție din istoria neamului românesc. Noi, cei de astăzi, cei de aici, sau cei de la mănăstirea Văratec, care îl servează astăzi pe Sfântul Cuvios, Iosif, venit din Ardeal, luptător ca și voievodul Constantin împotriva uniației, noi cei de astăzi privim oare vreun mesaj din viața măritului voievod Constantin? Cred că trei lucruri ar trebui să constituie bogăția cu care ne întoarcem la casele noastre. Voievodul Constantin a avut o familie cu mulți copii. Avem noi curajul prin mamele, surorile și fiicele noastre să naștem prunci pentru ca țara, biserica să dăinuie. În al doilea rând, suntem noi, precum voievodul Constantin, ctitori de biserici și mănăstiri și de cultură creștină? În al treilea rând, avem noi, în fața atâtor turciți de astăzi, printre noi și pe aiurea, atâtea valuri și vânturi care se abat asupra fidelității noastre vis-a-vis de creștința pe care am moștenit-o și pe care voievodul Constantin a mărturisit-o, să-L rugăm pe Dumnezeu, iubiți credincioși, să dea putere mamelor noastre să nască prunci, să dea putere arhiereilor, demnitarilor, preoților și creștinilor să ctitorească pe mai departe biserici și mănăstiri, îngrijindu-le pe cele existente, ridicând altare acolo unde nevoia se mai simte. Și să ne dăruiască Dumnezeu, să ne hrănim din Duhul
măritului voievod Constantin, a soției sale, a sfetnicului său, a pruncilor săi și a celora asemenea lor care au mărturisit credința cea adevărată și-au dat și sângele pentru ea și-au moștenit împărăția cerurilor. Să ne ajute Dumnezeu ca acest întreit jurământ să-l împlinim în fața conștiinței neamului, în fața propriei conștiințe și mai ales cu răspuns drept și bun la înfricoșata judecată a lui Hristos când vom fi întrebați dacă s-au mai născut prunci în țară, dacă s-au ctitorit biserici și mănăstiri și dacă am mărturisit credința cea adevărată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.